Stimați prieteni de la presă, vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră și vă asigurăm că Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, conform principiilor sale, va face tot ce e posibil și omenește pentru ca acest minunat județ al nostru, județul Gorj, să nu mai fie roșu, să aibă o altă coloratură, ca acest județ să-și recapete tot ceea ce a avut mai nobil și mai bun. Am spus-o și o repet. Partidul Național Țărănesc, în această campanie electorală, nu își propune să facă critici a adversarilor. Departe de noi acest gând. Noi venim cu altă idee, venim cu propuneri concrete și venim în folosul comunității pe care ne dorim din tot sufletul comunității județului Gorj să o coordonăm, să arătăm că se poate și altfel, nu furând bucata de la gura amărăților. Vom avea, în primul rând, în plan social, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat își propune să schimbe într-un mod benefic soarta gorjenilor. Ne venim cu această propunere prin aceea că, vedeți dumneavoastră, în Gorj s-a distrus toate fabricile și uzinele și nimeni și nimic nu a luat vreo măsură ca să pună altele în loc. Noi vom fi în stare cu titlu de urgență în cazul în care vom avea și puterea de a face acest lucru, să dăm drumul imediat la parcuri industriale, parcuri care să corespundă tuturor cerințelor internaționale, adică să aibă apă, gaze și electricitate, doar oamenii respectiv să vină, doar să racordeze, să-și facă investițiile și să treacă la treabă. Este greu, dar nu este imposibil. Vom avea în această situație ideea de a antrena inclusiv comunitatea romă pentru a-și desfășura activități de care să nu mai fie culpabilizați vreodată. Deja am luat legătura, am discutat cu o parte din liderii acestei comunități și cred că le putem fi benefici și nu dăunători. În altă ordine de idei, ne vom preocupa în special de viața copiilor noștri, de educația copiilor noștri, urmând să verificăm cu sfințenie, vedeți și dumneavoastră, câte lucruri s-au întâmplat în această țară, copii morți, situații reprobabile care ne-au adus în situația de a lăcrima cu toții. Ei, pentru acest lucru, partidul nostru își propune să militeze pentru schimbarea în bine a tot ceea ce înseamnă învățământ. Ca om care 25 de ani de zile mi-am închinat viața pregătirii tinerilor pentru viață și societate și vreau să vă spun că am făcut-o cu succes, consider că putem, prin oamenii de care dispunem, să facem acest lucru. Ne vom îndrepta ochii și spre sănătatea populației. Nu e de ajuns că oamenii nu au ce mânca, nu pot să-și întrețină nici sănătatea șubrezită. Vedeți și dumneavoastră atâtea spitale. Am fost acuzați, nu neapărat Gorjul, dar la nivel de țară, de modul că unele spitale dețin anumite bacterii care sunt nevindecabile. Deci lucrurile acestea trebuie să ne îngrijoreze, să ne dea puterea și tăria de a ne îndrepta fața către oameni. În plan politic, aș vrea să spun următorul lucru. Partidul nostru încearcă să strângă sub faldurile sale toți creștinii care doresc să facă ceva pentru
această țară. Nu, suntem în tratative și deja au fost date și comunicate în care am chemat la reflecție nu numai responsabilii ortodoxiei, ci și a celorlalte culte, pentru că fiecare om are dreptul la a-și spune, a crede și a face ceea ce pe fiecare dintre noi îl binecuvintează bunul Dumnezeu. Aceste lucruri le avem în vedere cu sfințenie. În plan cultural, vreau să vă spun că la ora actuală, dacă a fost lovită această țară enorm de rău, a fost lovit în rădăcina de bază cultura acestui popor. Nu s-a făcut nicio investiție majoră în cultură, pentru că păstrarea a ceea ce ne-a lăsat moșii, strămoșii, și vedeți dumneavoastră că acele lucruri lăsate alea revendică nu acum, nu mâine, nu poi mâine. Milenii de acum încolo, trecerea pe acest pământ a acestui popor. Dacă dacii noștri s-au regăsit și se regăsesc în tot ceea ce s-a verificat în timp, a demonstrat încă o dată că acest popor nu este un popor de proveniență barbară sau de altă proveniență. Este un popor care a avut o înaltă tradiție, că tot ceea ce se întâmplă se datorează acestor oameni de o inteligență care a trecut de mult hotarele acestei țări. Vreau să vă spun că noi suntem pregătiți să atacăm într-un mod cinstit, corect și drept și chemăm la reflecție pe toți acei care vor să facă acest lucru. Mă adresez pe această cale tuturor oamenilor care au puterea de a convinge, de a fi alături de oamenii de calitate, să-i convingă pe aceștia să meargă în față, să facă pasul pentru ca să putem schimba societatea, să putem schimba acest județ, să nu mai vorbim de tot ce acest se vorbește rău de Beciul Domnesc. Pentru unii e bine că e Beciul Domnesc, dar să putem să vorbim, domnule, ne-am revenit la realitate. Vedeți câte pericole ne pândesc. Pentru aceasta trebuie să fim vigilenți, să fim oameni corecți și oameni care să poată să meargă mai departe. Am să dau cuvântul doamnei candidat la primăria de la Motru, doamna avocat Stanciu. Da, așa cum am mai spus, eu sunt exponentul celor nemulțumiți de până acum, de modul în care s-au desfășurat acțiunile autorităților publice locale. Fac parte din programul, ca să zic așa, restartării oamenilor politici, așa cum se observă tendința la nivel național. Am ales Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat pentru faptul că îl simpatizez de multă vreme și pentru faptul că este un partid care și-a asumat guvernarea din anul 1996, care a stat deoparte și a lăsat pe ceilalți să facă ceea ce au considerat, dar iată că este momentul să revină pe scena politică, întrucât ceea ce s-a întâmplat nu a fost bine. Și suntem foarte încântați că foarte multă lume vine, zilnic avem persoane care fac adeziuni, care vin să ne spună că ne susțin și ne simpatizează, tocmai pentru că s-au săturat și pentru că vor altceva. Am spus, deci eu nu am făcut politică până acum și nici nu aveam de gând să fac până în urmă cu o lună jumătate, două. M-am gândit cu cine să votez.
erau, își anunțaseră candidatura destule persoane, dar niciuna nu era ceva nou, nu prezintă încredere, din punctul meu de vedere, să facă ceva în Motru ca să putem să renaștem, să putem să ținem mai departe orașul. Am mai spus, eu am venit acum 30 de ani ca inginer geolog, am lucrat și în minerit 11 ani, mi-am schimbat profesia, nu vreau să plec acum pentru că nu am unde, pentru că mi-am adus și familia încoace și nu am unde să plec. Vreau să facem în așa fel încât Motru să aibă locuri de muncă, să devină un orășel, așa cum îmi place mie să spun, occidental. Pentru asta, desigur că programul nostru cuprinde pe mai multe puncte. Unu, locuri de muncă, pe care mă gândesc să le fac prin accesarea de fonduri europene, pentru că încă sunt programe foarte bune pe care nu le-au accesat. Eu am în proiect să accesăm absolut tot ce se poate. Pe două aspecte. Unu, pentru populație, programele mici de tineri fermieri, programele care se vor deschide, cei cu 25.000 de euro pentru activități creative pentru tineri, programele pentru femeile care fac parte din categoriile defavorizate, respectiv cele între 40 și 65 de ani, pe care, din păcate, nu le mai angajează nimeni. Bine, nu îi angajează nici pe ceilalți, pentru că nu sunt locuri de muncă, dar sunt programe speciale pentru așa ceva. Tot Ardealul a accesat aceste fonduri, pur și simplu s-au dezvoltat, au făcut pentru astea fabricuțe de cartoane, de hârtie, de tot felul de fabricuțe în care au angajat numai femei, asta a fost una din condiții, numai femeile, de exemplu, care nu au loc de muncă și sunt cuprinse între aceste vârste. Asta ar fi unul din programe. Un alt punct ar fi cel de a ajuta și de a aduce investitori cât mai mulți. Investitori și români și străini. Sunt niște probleme mari în Motru. Cred că nu va fi ușor nici celor care vor prelua. Nu știu, că vom fi noi, că vor fi alții. Eu am spus că voi face în așa fel încât toată lumea să cunoască programul pe care îl avem. Eu nu am intrat doar ca să mă aflu în treabă. Chiar vreau să facem ceva. Deci chiar sunt îngrijorată și consider că este timpul să luăm toți atitudine. Vreau o conducere a orașului cu toată lumea. Deci ușa să fie deschisă la primărie, toată lumea care are probleme să vină să le rezolve conform legii administrației publice, oamenii pot fi, cetățenii pot fi consultați pentru absolut tot ce vrei să faci și așa este normal. E normal ca oamenii să știe ce se întâmplă cu banii lor. Deci eu asta vreau. Vreau o deschidere totală. Vreau ca cei care vor să acceseze fonduri să-și facă o mică afacere, să fie ajutați din plin. Așa cum am mai spus, va fi un birou la primărie care îi va ajuta de la cap la coadă, pentru că lumea nu cunoaște. Și atâta vreme când nu sunt ajutați și sprijiniți, nu vor face niciodată. Pe unde te duci, sunt tot felul de firme care fie își cer bani înainte, fie... Deci, și oamenii se lasă pe bubași. E păcat, pentru că noi avem posibilitatea asta și putem să facem în așa fel încât oamenii să își rezolve niște probleme până la urmă esențiale de trai zilnic, pentru că foarte multă lume nu are niciun venit în Motru. Sunt pensionari care au cât de cât pensii, dar ei nu cunosc faptul că în timp nici măcar pensia nu va mai putea fi asigurată atâta vreme cât nimeni nu muncește. Deci asta vreau să spun, că în primul rând investițiile, locurile de muncă, investițiile și române și străine, în sensul că este
Clar că dacă vom insista, vor veni și cei care au promis că fac OATA. Dau cuvântul domnului candidat la primăria Novaci. Domnul Ceaușescu. Ion. Ion, Ion. La Novaci sunt și acolo probleme destule, nu sunt așa de mari, cum sunt la Motru, la Târgu Jiu, orășelul și mai mic. Asta e, după proporțional. După numărul, noi suntem 5.800 de locuitori de toți ăștia. Suntem marcilați. Avem noi ceva probleme cu apa, gazele. S-a fost un proiect toată, s-a fost o conductă care merge până lângă poliția la Novaci. Dar gaze pe aia n-a fost niciodată și are 15 ani de când e îngropată. Să sperăm că am putea accesa ceva fonduri ca să termină lucrarea, să băgăm și gaze pe țeavă, că rugește țeavă degeaba și nu o să vedem poate gaze niciodată. Era un proiect făcut pentru Rânca, pentru Bengești, Crazna, Baia de Fier. A fost o chestie, a preluat-o Petrovul pe timpul domnului Murea, Petrovul s-a privatizat și ăștia austriecii nu prea vor să mai investească. A făcut ei calculul că nu prea e rentabil pentru ei. Cu apa la Novaci am mai discutat, trece girul după Novaci, vara scârție. Sunt primarul actual a promis la început, atunci când a venit primar, că face niște proiecte, programe, nu s-a legat nimic până acum. Să sperăm că, dar trebuie să colaborăm toți. Să punem mână la mână cu idee unul, idee altul, nu ne sabotăm unul pe altul ca să putem face ceva. E girortul care se poate, mă gândesc, putem alimenta până la Cărbunești, cât apă este pe girort. O stație de filtrare naturală făcută din balast, pe sorte, sort mai mare, mai mic, mai mic, și filtrată, dar de rău, poți să alimentezi până în Cărbunești, toată zona. Mă rog, nu știu, eu aș merge cu proiecte, cu programele astea, aș merge pe autoutilare. Bă, frate, fă-ți o mă singur dacă vrei să ai ceva. Că programele, eu am încercat și eu să acces un program. Și bă, băi, te costă atâta. Păi și tu mi-l garantezi că trece? Ce, nu puteți să garanta că trece? Păi atunci la ce îți dau banii? Ne aflăm în treabă, nu facem de astea, ne lipsim. Nu merge. Programele, nu știu, bine ardeal, probabil că se țin de vorbă, să altfel de oameni. La noi multe programe merg foarte greu, mă să ai pe cineva unde trebuie, că altfel nu, faci nimica. Nu. Eu sunt dezamăgit la capitolul ăsta. Încolo, la Novaci cu încălzire, cu lemne, că asta e, mai au și centrale. Bineînțeles, toți pe lemne, pe gaze sunt foarte scumpe, la început atunci a băgat câțiva pe butan gaz, dar le-au sărit buzunarele afară. Așa, acolo, ce să zic? Novaci este o puternică zonă a OERIT-ului. V-ați gândit la unele, un program dumneavoastră pe care îl aveți, mulți cetățeni de acolo spun că nu prea au unde să se facă produsele agricole. Domnule, e o fabrică de lapte acolo în Novaci, privată, mai vine Târgu Jiu Artego și mai ia, mă rog, laptele. La un preț derizoriu, bineînțeles. Aș vrea să spun următorul lucru. Din câte a expus și dumnealui și din câte știți și dumneavoastră, munca țăranului sau munca omului de la țară a ajuns o bătaie de joc. Ori, toate lucrurile acestea sunt politice. Deci, guvernanții, indiferent care sunt ei, trebuie să ia în calcul talpa țării, care este țăranul. De aceea, noi avem în programul partidului refacerea satului românesc. Pentru ca să dăm acea demnitate țăranului românesc, ca acel țăran să producă, cum era odată, de să mânca cu burta în restaurantele din Gorj. Da? Ei, ori faptul că această demnitate a scăzut sub orice critică, a fost călcată în picioare, deci dacă atunci la colectivizare i-a luat tot țăranului, da? După aceea, după ce s-a trecut la latura democratică, nu s-a mai pus nimic în loc în ajutorul țăranului. În nicio perioadă. Mi-aduc aminte doar de legea Lupu, care s-a făcut în guvernarea noastră și prin această lege o parte din țărani și-au mai recăpătat din terenuri. Până atunci,
toți și după, da? După guvernarea noastră, toți i-au nenorocit. Ei, lucrul acesta trebuie să dea de gândit guvernanților și să înțeleagă că România se va reface atunci și numai atunci când agricultura va încerca sau va merge. România este capabilă să alimenteze peste 100 de milioane de locuitori. Ori Europa știe treaba asta. Vă rog frumos, toți dintre dumneavoastră ați mai vizitat și alte țări. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă Roșia din Bulgaria, din Spania, din Germania are gustul roșiei de la români, da? Ori faptul că s-a distrus tot, faptul că puteau atunci imediat după ce s-a terminat cu colectivizarea, putea să conserve tot ce era la vremea respectivă și să făceau un fel de stațiuni mecanice așa pe lângă primării și asta până să punea agricultura pe picioare și dădeai oamenilor acele tractoare, combine, semănători, așa cum erau ele, da? Existau ILF-uri, existau toate... toate aceste lucruri, noi, Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, le are în interesul general al țării pentru a reface satul românesc, să redăm demnitatea țăranului românesc. Țăranul românesc și-a pierdut totul pe fronturi pentru palma de pământ pe care a muncit-o cu sfințenie. Uitați-vă, și acum, eu m-am mutat la țară, da? Păstrez tradițiile de când m-am născut. Le-am păstrat cu sfințenie, sărbătorile și toate aceste lucruri. Cât de bine este! Cât de bine este pentru că simțim într-un fel cu adevărat românește. Ați văzut până și muzica populară au încercat să o termine. Eu sunt bucuros că la ora actuală au început să se ridice tineri care păstrează tradiția, care duc mai departe acest melos popular. Deci, pentru aceasta, Partidul Național Țărănesc își pune la dispoziție toată știința, toată capacitatea pentru ca să readucem demnitatea acestui popor. Pentru că aș vrea să văd și eu un altul mai demn decât Corneliu Coposu. Un alt om politic mai demn. V-am dat exemplu pentru că l-am apucat cu toții, da? Pentru că a spus, am asistat la niște discuții în care s-a adresat lui Radu Câmpeanu. Radule, nu părăsi convenția, pentru că Radu Câmpeanu, dacă nu părăsea convenția 92, noi eram departe. Asta este viața. Ori lucrul acesta de trădare, de cumpărări, de demnitate umană, însemnează că nu ai făcut nimic și nu dorești nimic pentru acest popor. Ori, a merge pe ideea, domnule, eu mă duc în politică pentru mine și pentru familia mea, este grav, foarte grav, dăunător și vedeți ceea ce se întâmplă acum în această țară. Eu aș vrea să vă spun următorul lucru vis-a-vis de această treabă. Într-adevăr, eu am constatat în fiecare comună, sunt grupuri de interese care lucrează în acest mod, au acaparat toate terenurile amărăților, da? Le dau, dacă le dau ceva, dacă nu, se, cu fiecare an care trece, își mai adaugă la terenurile luate cu japca de către acești indivizi și o să facem o emisiune, dacă doriți, chiar și la fața locului și demonstrez clar. Vă dau un exemplu. Puteți să întrebați pe directorul Versin de la Apia. I-a luat și lui un hectar de pământ sub nasul lui. Și ce domnul Catrinoiu, că eu m-am dus peste ei. Deci eu sunt un om pragmatic, am
hârtie și am cerut niște date. Pentru că eu le-am dat un hectar de pământ la Bălești, de exemplu, să-și facă stația de epurare, da? Am donat comunii. Deci fără a cere personal. Pământul meu personal, da? Și ei mi-au mai luat un hectar prin aceste persoane interpuse și m-am trezit pe pământul meu semănalul cernă, ca să nu pot să mă duc eu să-l mai ar sau să fac altceva. Mă înțelegeți? Deci cam așa stau lucrurile. Și probabil în decursul timpului o să vedeți din ce în ce pe piață, din ce în ce mai multe lucruri clare de încălcare flagrantă a legii, a demnității umane și a sufletului amărâtului de gorjan. Vă mulțumim!